Lovituri de teatru. Angajații din învățământ nu îl subliniere îi vor primi salariile înainte de pas subliniere-te. Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret solicit guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de pas subliniere-te, deoarece angajații din învățământ nu vor beneficia de această facilitate. S-a indus ideea în spațiul public ce toți bugetarii sublinierei vor primi salariile în această săptămână, lucru total neadevărat. Salariacii din învățământ sublinierei vor primi bani în cont după sărbători. În plus, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret solicit Ministerului Educației Naționale să ia toate măsurile necesare pentru corectarea programului de salarizare EDUSAL, astfel încât toți angajații din învățământ să, sublinierei, primească salariile săptămâna viitoare. Înțelegem ce, în momentul în care se fac mai multe schimburi de ordin financiar-contabil, pot apărea probleme, însă acestea trebuie remediate în regim de urgent pentru ca salariacii să nu fie afectați în niciun fel, a declarat Marius Ovidiu Nistor, presubliniere dintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, potrivit newsro. Ca urmare a problemelor apărute în ultima perioadă, Federația cere implicarea premierului Viorica Dencil, argumentând ce situațiile apărute nu țin exclusiv de Ministerului Educației Naționale, sublinierei trebuie rezolvate la nivelul guvernului. Premierul Viorica Dencil a anuncat, marci, ce salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie. Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de pas subliniere T, pensiile nu sublinierei am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 sublinierei 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de-abia am terminat cu pensiile pe luna trecut sublinierei este foarte greu să ti prim flutura sublinierei de pensie, a anuncat premierul Viorica Dencil. Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi peletite mai devreme, înaintea vacanței de pas subliniere T, această măsură fiind analizat în cadrul cabinetului Dencil, a declarat săptămâna trecut ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.